pe parcurs, dar startul ratat a costat-o și până la urmă a terminat tot pe locul al doilea, eterna perdantă a ultimelor sezoane pe CSB. Vedem și lista rezervelor. Valentin Gheorghe revine la FCSB după o scurtă aventură în Turcia, o bancă de rezerve care arată ceva mai bine pentru oaspeți. Vă reamintim absenții din cele două tabere, cei mai importanți oameni care nu pot juca. De o parte, Bauza, suspendat după eliminarea din acel meci de baraj pentru ultimul loc european cu CFR Cluj. De cealaltă parte, Octavian Popescu, de asemenea eliminat în ultimul meci oficial jucat de FCSB, acel eșec drastic 1-5 pe arena națională cu Rapid, și Companio, care putea juca, dar pentru asta trebuia achitată o clauză de către cei de la FCSB, o clauză care ar fi însemnat ceva bani consumați pentru a-l avea pe italian în teren. Andrea Companio, după cum bine știți, a fost jucător la FCU Craiova 1948. Și marcator în sezonul precedent, în partida terminată la egalitate, 1-1, Companio reușea să marcheze pentru FCU Craiova, care era antrenată de Marius Croitoru la acea vreme. Tam, Jonas Tam, care între timp a plecat și el a ajuns în Bulgaria, egala pentru FCSB, echipă care a pregătit de Nicolae Dico. Pasă în adâncime pentru Florinel Coman. Coman nu ajunge la această minge, ajunge Dani Enriquez, care respinge în afara terenului un formalism venit pe parcursul sezonului precedent și care s-a impus repede ca titular. Al cincilea meci ca antrenor în prima ligă, în prima ligă, al cincilea meci ca antrenor principal pentru Florin Drăgan. El a mai fost interimar la formația din Bănie. După plecarea lui, Marius Croitoru reușește aici recuperarea. Adrian Șut, minge este la Darius Solaru, o pasă pentru Vinculescu, baronul respins de cei de la FCU Craiova 1948, și acum încearcă să declanșeze atacul Basa, recuperează Radunovici. Pentru Darius Solaru, am înghesuite cele două echipe acolo în centru. Pantea se oprește, combină cu Olaru, Băluță primește Daua de la Haruț, remarcatul perioadei de pregătire. Din nou pasă pentru Florinel Coman, de această dată Paramati, și din duelul dintre Companiuci și Radunovici, balonul sare în afara terenului. Iată și pe Elias Haralambus, cipriotul de pe banca celor de la FCSB, care este ajutat de Mihai Pintili. Cipriot născut în Africa de Sud, țară de unde vine jucătorul pe care au achitat o sumă importantă roșalbaștrii, Înghezana, care nu face parte din lotul pentru această partidă, a dus cu 600.000 de euro, cel puțin asta se spune, asta apare pe site-urile de specialitate de la Kaiser Chiefs, un fundaș central. Îl vedem pe Van Durman, mai mult rezervă în sezonul trecut, presează acolo Djokovic, tot la capitolul achiziții, jucătorul croat care a evoluat în două perioade la CFR Cluj. Iar acum Radunovici pasează lui Ștefan Târnovan. Cel mai bun om al naționalei de tineret la campionatul european, care a avut loc în România și Georgia. Daua, foarte bună această intrare prin alunecare. Darius Olaru, o minge care ajunge la Miculescu. Miculescu așteaptă această învăluire, o combinație care eșuează, din nou se repliază Van Durman, care greșește, pasa în duel cu Șut, minge care ajunge la Mascarenhas, joacă în lung brazilianul pentru Chițu, respinge Haruț, Van Durman, înapoi la Yasin Basa, Vlad Achim. Achim se complică, dar reușește să-i trimită lui Mascarenhas, care îi pasează lui Robert Popa. Atacantul central, în rolul de vârf fals, Alexandru Băluță, jucător de 1,66 m, dar el joacă pe poziția pe care a ocupat-o în ultima parte a perioadei petrecute la Universitatea Craiova, înainte să părăsească România, înainte de a pleca în Cehia. Balonul pasat acum de Mascarenhas, nu iese acolo preluarea lui Van Durman, a intervenit Joic Schim, dau așa acum David Miculescu, accelerează fostul jucător de la UTA, Miculescu încearcă să treacă acolo de Dani, frânează până la urmă Miculescu. Primește sprijin de la Djokovic, combină cu Olaru,
Șut nu a fost grozavă, acea așezare a lui Darius Olaru, Florinel Coman, care a plecat din bandă, a venit să-și ia o minge, o pasă în adâncime, excelentă pentru Olaru, mingea respinsă de Dani Enriquez. O intervenție bună pentru fundașul central de picior stâng al Craiovei și e primul corner pentru FCSB. A cincea partidă în Superliga între cele două echipe, un bilanț care nu cuprinde vreun succes pentru formația din Bănie, dar au fost două partide terminate la egalitate și alte două succese, dintre care unul la limită pentru cei de la FCSB. Olaru primește mingea de la Florinel Coman, în centrarea lui Olaru și balonul este reluat peste poartă de Alexandru Băruță. Interesant cum au ales să-l țin acolo în centrul liniei ofensive, cel de la FCSB, pe Băluță, să înceapă cu el pe acea poziție. Și Miculescu nu a avut evoluții chiar rele ca vârf în finalul sezonului precedent, părea chiar că se acomodase cu acea poziție. Djokovic pentru Daua, care joacă înapoi cu Târnovanu. Desface Daua, Târnovanu pare să nu aibă încredere și preferă să degajeze spre Florinel Coman. Respinge Companiucci, argentinianul de 31 de ani venit de la Belgrano din prima ligă argentiniană. A reușit să respingă și Paramati, iar Dragoș Albu are mai mult spațiu la dispoziție. Timid însă rămâne fără soluție. Albu continuă și până la urmă pasează înapoi la Dani Enriquez. Și el om de la Naționala de Tineret, Dragoș Albu, la fel ca și Târnovanu, de care vă pomeneai Ionuț ceva mai devreme. Pasa cu multă libertate de mișcare, încearcă să lanseze pe Aurelian Ghițu, este Târnovanu și reușește să prindă acolo balonul. Andrei Vlad și astăzi rezerva lui Târnovanu. Asta ne fiind o surpriză, s-a vorbit la un moment dat despre posibilitatea ca Andrei Vlad să plece de la FCSB. În fine, pentru că își dorește să joace, nu s-a terminat încă Mercato, piața încă este deschisă. O pasă bună aici pentru Alexandru Pantea. Pantea îi trimite lui Miculescu. Miculescu l-are în față pe Dani Enriquez, reușește să paseze pentru Pantea. Balonul este respins, Coman a reclamat un fault. Risto Radunovic pregătește centrarea. Radunovic a prelungit prea mingea, scoate totuși cornerul. Început bun de partidă pentru FCSB, care s-a instalat în jumătatea Craiovei, iată și pe patronul Adrian Mititelu. Dezamăgit de ultima decizie a justiției, a pierdut Palmaresul numele, nu are voie să-l folosească, a pierdut și susținerea galeriei Peruzei Sud, care are să nu mai susțină echipa centrală lui Coman, deviere și un gol! Miculescu deschide scorul în minutul 8 după această lovitură de colț. O lovitură de colț bătută la semi-înălțime, a fost o deviere, uitat pe bara a doua, David Miculescu pune latul și marchează primul gol pentru FCSB în actuala stagiune. Asta a condițiile în care în tot campionatul trecut a marcat de 3 ori pentru roșalbaștri și 5 ori în total pentru că a venit după ce a reușit să o dublă pentru UTA într-o partidă cu Petrolul. Să fie oare și asist Djokovic la această fază. Iată centrarea lui Coman. E posibil să fie atins ușor balonul Damian Djokovic înainte să finalizeze David Miculescu. Un gol important pentru el, pentru că este primul pe care reușește FCSB în noul sezon per total. Curând FCSB va avea dubla cu CSKA 1948 Sofia din preliminarele Conference League. 1-0 așadar pentru trupa lui Elia Saralambus pe terenul echipei antrenate în momentul ăsta de Florin Drăgan. Da, o apărare în zonă a celor de la FCU Craiova. Nu au acoperit până la urmă chiar atât de bine careul sau, mă rog, zona din fața porții lui Robert Popa. Se analizează faza. Dar nu a fost nicio problemă. Dar golul rămâne 1-0 pentru FCSB. Companiucci combină cu Button, care încearcă să țină de minge, scoate o lovitură liberă după duelul cu Darius Olaru. Da, pentru cei de la FCU, absența lui Bausa este una extrem de importantă, o pierdere grea. Bausa
era și capitan, arătase multe lucruri bune. El în sezonul precedent a fost o perioadă accidentată, s-a accidentat chiar în meciul cu FCSB, iar Craiova a trecut printr-o perioadă mai puțin bună cu Bauza accidentat, care a dus până la urmă și la demiterea lui Marius Croitoru, despărțirea de acesta. Odată cu revenirea argentinianului, Craiova a arătat mult mai bine, dar nu a reușit să mai prindă play-off-ul, chiar dacă a avut la un moment dat șansa de a o face. A jucat Sfântul Gheorghe un meci cu Sepsi. L-am văzut ce trebuie mai devreme pe Gabriel Companiucci. Să-l urmărim cu atenție pe acest fundaș dreapta argentinian. Mingea n-a rămas aici în teren. Companiucci, vă spunea Ionuț, că a jucat pentru Belgrano înainte de a veni în România. În prima ligă argentiniană a avut 18 partide în 2023, așadar a fost om important pentru Belgrano, așa cum fusese și un sezon înainte când Belgrano a reușit promovarea în elita fotbalului argentinian. Băruță pasează acum pentru Florinel Coman. Coman într-un duel cu Companiucci. Coman driblează cu lejeritate, este faultat de Achim. Lovitură liberă acordată de Radu Petrescu. Au repus mingea în joc cei la FCSB, minge întoarsă de Pantea pentru Djokovic. Un fotbalist care ar trebui să aducă echilibru în joc față de visătorul Malcolm Ejuma, care se află pe banca de rezerve. A fost un mister ce s-a întâmplat cu Ejuma pe finalul sezonului precedent. A fost accidentat, s-a tratat undeva în Franța. Cum a revenit la echipă, dar venirea lui Djokovic îl scoate din calcule pentru primul 11, cel puțin deocamdată. Miculescu cearcă să-și deschidă unghiul. Centrarea lui Miculescu, prea înaltă pentru micuțul Băluță, minge prinsă de Popa, care revine în primul 11 ca jucător sub 21 de ani. A suferit în sezonul precedent, când titular a fost Gurău. Dar lipsa de variante pentru cei de la FCU, iată, îl titularizează pe Popa. A fost și o problemă între club și goalkeeper. La un moment dat acesta și-a dorit să plece. Clubul l-a ținut pe loc și iată din nou titular doar pentru a doua oară în 2023. Primește Mingea Vladachim, jucător care a evoluat pentru FCSB. O pasă pentru Companiucci. În apropiere, William Button. Companiucci pasează lui Achim. Acum pasa, jucător foarte tehnic, un fotbalist capabil să destabilizeze o întreagă apărare. Acum însă șut reușește să recupereze balonul într-un mod extraordinar. Totul 13 la Târgu Jiu, FCU Craiova 1948, FCSB 0-1, gol marcat de Miculescu, minutul 8, cel care încearcă acum să-i paseze lui Coman. Intervine Companiucci, care combină cu Button. Companiucci acum către Basa, îi se lipește mingea de picior lui Yasin Basa, încearcă să-l depășească pe Pantea, rezistă internaționalul de tineret și trimite lui Miculescu. Rămâne o fază destul de complicată, preluare bună a lui Băluță, încearcă să-i reziste lui Paramati, nu reușește, scapă balonul în afara terenului, aruncare de la margine pentru FCU. Achim trece de Darius Solaru, îi trimite lui Mascarenhas, de la acesta înapoi pentru Paramati, primește Companiucci. Nevoie să paseze tot cu Paramati, Daniel Riches, urcă în pressing, cei de la FCSB, așează balonul Van Durman pentru Paramati, iar de la acesta balonul ajunge la Popa, coboară și Dragoș Albu. Da, în pregătiri, FCU Craiova a avut parte de un rezultat șocant, 2-7 cu echipa a doua lui FC Köln, o echipă de amatori în Liga 4-a germană. Dar, mă rog, se mai întâmplă și astfel de lucruri. Florinel Coman combina cu Băluță, frumoasă devierea cu călcâiul, mingea oprită de Companiucci, regulamentar. Și acum Button cu o pasă pentru Chițu Haruț. Intervine foarte bine
Omul pe care FCSB l-a adus de la FC Botoșani, Miculescu, încearcă să prelungească, însă în spatele său nu se afla nimeni. Dani acum, Dani Enriquez, fotbalist născut la Rotterdam, în țările de jos. Acolo a făcut și, să spunem, școala fotbalistică. Dani Enriquez, într-o țară cu o tradiție fotbalistică remarcabilă, William Button către Mascarenhas, intervenție din nou sigură a lui Pantea. Ar trebui să fie sezonul lui Pantea acolo în flancul drept. Crețu a căzut în disgrație, se află pe banca de rezerve, combinație bună a ulterilor, împinge balonul Button, insuficient de tare a interceptat Radunovic, iar acum Florinel Coman pleacă la contraatac, îi trimite lui Darius Olaru, 3 contra 3, Olaru pentru Florinel Coman, superbă pasă și e penalti. Lovitură de la 11 metri, Florinel Coman mai rapid decât Popa, care îl agață, dar ce pasă frumoasă a dat Darius Olaru cu mult simț cu exteriorul. Iată, superbă este această pasă, Coman în plin fuleu, este faultat clar de portarul Craiovei, iar FCSB are posibilitatea de a face 2-0. Să vedem dacă tot Coman va executa. Ar putea executa Risto Radunovic, să nu uităm cât de bine șutează muntenegreanul de la 11 metri. Nu-i pe teren Compagno, că dacă ar fi fost italianul, atunci problema, răspunsul la întrebare l-aveam încă din momentul acordării. Bate Coman. Important pentru Coman să marcheze. Își dorește, a spus-o recent, să plece de la FCSB, în sensul în care să aibă o nouă provocare în carieră, însă are o clauză de reținere a înțelegerii în valoare de 5 milioane de euro. Până nu o achită cineva, rămâne pe loc, rămâne la FCSB. Așadar, ocazie pentru Coman de a face 2-0 pentru FCSB, minutul 17 al înfruntării. Radu Petrescu se asigură că e totul în regulă. Fluier acum centralul, Coman, gol! 2-0! Pentru FCSB pe terenul celor de la FCU Craiova 1948. Frustrat Popa, parcă a simțit că va alege o execuție pe centru Florinel Coman, dar nu a reușit să-și lase piciorul. Mingea cred că i-a trecut destul de aproape. Aici este momentul faultului. Se desprinde FCSB. Are meciul sub control în acest moment, dar a și atins-o, parcă, un pic. Aici vom vedea. Da, atinge cu vârful ghetei. Probabil că, sigur puteam asista la o ratare precum cea din oțelul UTA, cum a fost ratarea lui Cizotti, ninge apărată de Florin Iacob, în chiar primul meci al sezonului din Superliga, partidă terminată vineri, 1-1. Coman, 8 goluri în sezonul trecut, marcase ultima oară în partida cu CFR Cluj, câștigată în play-off de FCSB Perna Națională cu scorul de 1-0. Șut, reușește să intercepteze balonul Olaru la Radunovic. Din nou șut, întoarce balonul pentru Haruț. Deocamdată nu a fost testată apărarea celor de la FCSB. E considerat punctul nevralgic al acestei echipe, compartiment unde iată Haruț cu evoluții, cu apariții rare în sezonul precedent a devenit titular, iar Daua, cel mai nesigur fundaș, a fost păstrat. De asemenea, partea dreaptă l-avem pe Pantea, care este totuși un copil, la doar 18 ani, însă de la mijloc în sus, FCSB are jucători foarte, foarte buni, arată excelent. Mai e mult, însă până la finalul partidei, eu mi-aduc aminte de un meci recent al celor de la FCSB, jucat tot în deplasare și în care echipa lui Harlambus a avut 2-0, iar lucrurile s-au terminat rău atunci pentru roșialbaștri. Multe se mai pot petrece în această partidă, inclusiv ca se poate întâmpla ca FCSB să mai înscrie, pentru că am văzut că o mare poftă de fotbal în această seară jucătorii roșialbaștilor. Lovitură liberă acum pentru formația oaspete. Pasează Haruț pentru Daua. Încă mai speră roșialbaștrii să-l convingă pe Chiricheș să se întoarcă la FCSB, astfel încât ar fi patru fundași centrali în lot în acel moment. Deocamdată sunt trei.
Haruț și Daua titulari din această seară și Înghezana, care probabil că va prinde lotul pentru duelul cu Dinamo. Din nou Olarul caută pe Florinel Coman, prea puternic trimite de această dată. Cum mi se pare moale echipa Craiovei, mult mai hotărâtă a intrat pe teren FCSB. Enriquez înapoi la Popa. Nu are cu cine, vine la primit Van Durman. Van Durman încearcă să găsească spațiu, combină cu Albu, poate juca în spatele lui Pantea, unde a plecat Basa. Din nou preluare foarte frumoasă a lui Basa, întâmpinat de Daua. Continuă Basa pentru șutul lui Button, imprecis. Prima acțiune finalizată de Oltei, dar nu a ieșit execuția lui William Button. Mi se pare remarcabilă calitatea prelorilor lui Yasin Basa, felul în care reușește să țină mingea aproape de picior, indiferent cât de tare este trimisă sau cât de rău este trimisă. Da, un cadru de mai devreme, Adrian Mitelu părea un om abandonat de idei, un om pierdut, dezamăgit, copleșit parcă de acest start ratat de partidă al jucătorilor săi. În jur de 11.000 de spectatori asistă la această partidă, capacitatea arenei din Târgu Jiu, care poartă și numele fostei mare atlete Constantina Atiță, este de 12.500 de locuri. Sigur, nu pot fi toate ocupate din motive de siguranță, mai ales la o astfel de partidă, însă chiar și așa sunt foarte mulți fani în această seară. Chițul faultează pe fostul său coleg de la Viitorul, Florinel Coman. S-au făcut foarte multe declarații interesante înainte acestei înfruntări. Haralambus, printre altele, a spus că partida aceasta va fi una foarte dificilă pentru echipa sa, dar preciza că toate meciurile sunt grele și că, la fel ca în sezonul trecut și în noul sezon, totul depinde de echipa sa, de randamentul fotbaliștilor săi. Spunea că e foarte mulțumit de perioada de pregătire și că e convins că toți jucătorii săi, cu excepția lui Înghezana, sunt la capacitate maximă pentru startul sezonului. Miculescu înapoi pentru Daua. Desfac mult cei de la FCSB pentru a construi. Haruț primește Florinel Coman, Radunovic, Djokovic, Daua. Frumos, au reușit să iasă din defensivă, primește Pantea, Djokovic, înapoi pentru șut, se apără pe acolo într-un 4-4-1-1 cei de la FCU Craiova, dar lasă totuși spații mari, iată, între compartimente, primește Darius Olaru, vine, l-a primit Băluță, Olaru a încercat să-i paseze lui Djokovic. Și vine degajarea lui Mascarenhas. Chițu se luptă cu Daua, minge care ajunge la Pantea. Combină cu Djokovic, cel care pare să dicteze ritmul. E un fotbalist cu experiență și un, cred că e o prezență importantă în vestiar. Djokovic, om cu 29 de partide și 2 reușite în ultimul sezon din prima ligă Arabiei Saudite, a fost jucătorul lui Al Raed și a fost antrenat acolo de Marius Șumudică. Faultează Miculescu în duelul cu Mascarenhas, încearcă să declanșeze un atac ceva mai periculos. Formația antrenată de Florin Drăgan, Achim se descurcă bine în partea dreaptă, așteaptă William Button. Achim dă drumul acum la minge pentru jucătorul belgian Radunovic. În fața lui Button, se prăbușește acolo Button și cred că scoate lovitura liberă, da. Aceasta este decizia lui Radu Petrescu. Minutul 24 la Târgu Jiu, 2-0 pentru FCSB pe terenul celor de la FCU Craiova 1948. La cum s-a uitat Button, nu l-a călcat Radunovic, a călcat lângă adversar, dar a știut să scoată lovitura liberă. Iată-l pe Button, nu mai are nimic. Acel ochi pe care l-a aruncat către arbitru, să fie sigur că a dat lovitură liberă și eu, prin moment, la
poarta apărată de Târnovanu. Să vedem, o lovitură liberă pe care Batten o va executa cu stângul. Așteaptă deocamdată, îl vedem pe Mascarenhas, luat în primire de Radunovic. Batten, Mascarenhas nu a reușit să devieze, Manut a respins Akin. Este Dani Enriquez care scoate la margine și va fi out pentru Craiova, respins Djokovic. Pe 17 ianuarie 2021, adică în urmă cu mai bine de 2 ani, Djokovic juca ultima partidă în Superliga României înainte de a merge în Turcia. Evolua într-o partidă câștigată de CFR Cluj pe terenul celor de la Șepși cu 1-0. Basa a pregătit să bată această lovitură liberă. Da, până la urmă a dat fault la un duel regulamentar între Djokovic și Companiucci. Eu cred că l-a îmbrâncit Djokovic. S-a dus un pic cu pieptul pe el ca să poți să dai în minge. Trebuie să pui corpul pe adversar. Ce pasă dă Darius Solaru pentru Băluță. Situație de 3-0. Băluță l-are pe Florinel Coman. Scoate Popa. A avut timp să revină Popa. Trebuia să dea un pic mai tare Băluță această pasă pentru ca mingea să treacă de jucătorul aflat în centru acolo. Cred că este Van Durman cel care a făcut efortul aici de a se replia, da? Van Durman, de aceea Băluță dat un pic cam tare, îl scoate un pic din cadrul porții pe Coman, ceea ce îi dă timp și lui Popa să revină. Dar putea face mai mult atacantul celor de la FCSB. Un 3-0 acum ar fi îngenunchiat probabil definitiv echipa gazdă. Șut, o pasă pentru Miculescu, acesta trimite foarte bine pentru Olaru. El l-a lansat mai devreme excelent pe Băluță. Darius Solaru în apropiere este Coman. Bună pasa pentru Coman, așteaptă Băluță în careu. Intervine bine acolo Dani Enriquez. Olaru încearcă să depășească și reușește să facă asta. Olaru rezistă, centrarea este blocată de Paramati. E corner pentru FCSB, care începe sezonul extrem, extrem de motivată. Iată că s-au vindecat rănile provocate de pierderea titlului în sezonul trecut. Cu Djokovic, cum spuneam, un mijlocaș mai echilibrat alături de șut, Olaru are mai multă libertate de mișcare, poate juca mai aproape de ceea ce făcea la Mediaș, unde era fotbalist cu profil ofensiv. Și și-a arătat calitatea în nicio jumătate de oră, aici la Târgu Jiu, corner pe care îl va executa Florinel Coman. Centrarea lui Coman este respinsă de Akin. Radunovic pentru Olaru, care are timp, e un culoar acolo pe care îl vede Olaru, poziție regulamentară lui Florinel Coman. Coman încearcă să centreze a doua oară, mingea este respinsă de același Enriquez. Iar pasa îi pasează lui Batten, căruia nu iese preluarea. E repunere pentru oaspeți. Respinge balonul Mascarenhas, este 2-0 pentru FCSB pe terenul celor de la FCU Craiova, minute 48. Niculescu are sixerul în minutul 8, l-a majorat în minutul 17 Florinel Coman din penalti, o lovitură de la 11 metri pe care a obținut-o tot șeptarul roșalbaștrilor. Un dezastru, ar putea fi un dezastru acest meci pentru FCU Craiova. Pentru că e 2-0, iar cei de la FCSB au mai ratat două ocazii mari. Ceea ce ar trebui să grăbească totuși numirea unui antrenor. Florinel Coman pentru Darius Solaru. Îi lasă mingea șut, pleacă Radunovic, dar serviciul este slab. Batten înapoi la Companiucci. Popa nevoit să degajeze, presat de un adversar, respinge Florinel Coman, șut, atent. Au o viteză în plus cei de la FCSB, ajung primii la minge. Vorbeai de rezultate, un rezultat înregistrat de FCU Craiova 1948 în partidele de pregătire, acel 2-7 cu formația secundă a celor de la FC Köln. Și FCSB a pierdut la diferență mare un meci cu Anderlecht cu scorul de 2-5 în condiții speciale. Cu mulți tineri pe teren, a încasat 3 goluri.
Și apropo de amicale, iartă-mă, Ionuț, am aruncat o privire asupra ultimelor formule folosite în partidele de pregătire de cei doi antrenori. Acum este și pauză de hidratare, avem timp să vorbim și despre alte lucruri. La FC-ul Craiova e o singură schimbare făcută de Florin Drăgan față de formula folosită de la început contra celor de la FC Argeș și într-un meci câștigat cu 3-0, repet, partidă de pregătire, prezența lui Paramat în locul lui Dvachici. Iar la FCSB sunt două schimbări, Târnovanu și Pantea titulari în locul lui Vlad și Ovidiu Popescu față de formula din partida cu PAOK Salonică. Unul dintre cele două meciuri de pregătire jucate de Roșii Albaștri în stadiul din țările de jos. Am revăzut golul din penalti al lui Florinel Coman. Da, trebuie să fac o rectificare. Peluza Sud până la urmă încurajează pe FC-ul Craiova. A venit la Târgu Jiu. A revenit la sentimente, nu știu dacă mai bune, pentru că niciodată sentimentele Peluzei Sud nu au fost grozave vis-a-vis de patronul Adrian Mititelu. Dar a ales Peluza Sud să vină să încurajeze formația. A fost o pauză de hidratare normală, am avut chiar două pauze la meciul la meciul de la 18 și 30 de minute. Se anunță în continuare zile caniculare pe tot cuprinsul țării. Acum Dragoș Albu cu o pasă în adâncime, mingea ajunge la Van Durman, nu a fost Chițu. Scoate la marginea Kim, Companiucci ajunge până la urmă la această minge, îi trimite lui Button, combină cu Basa. Basa nu are pe unde să intre în careu, întoarce balonul pentru Kim, Companiucci. Basa nu reușește să treacă de Radunovic, însă vor repune de la margine oltenii. Pe DigiSport, cum vreau, și în aplicația DigiSport, vedeți care e stadionul care are cele mai mari șanse să găzduiască duelul de săptămâna viitoare dintre FCSB și Dinamo. Și nu e vorba de stadionul Steaua. De asemenea, aflați ce a spus Toni Petrea despre o posibilă venire a lui Florin Niță, goalkeeper de națională la Universitatea Cluj. Pasează acum Dani Enriquez pentru Paramati. Mai departe, Akim Button încearcă să lanseze acolo pe Companiucci. Intervenție bună a lui Olaru. Radunovic deposedat de William Button. Button în careu. Intervine Haruț. Șut, respinge pe spate. Minge este acum la Akim. Akim cu fața spre poartă. Pasează pentru Companiucci. Și minge respinsă de Djokovic. Respinge Radunovic. Coman încearcă să accelereze pe turnantă pe lângă Button. Akim scoate la mijlocul terenului pentru Dani Enriquez. Enriquez tot în dreapta la Yasin Basa. Nu, acum este Basa cel care primește, trece de Olaru. Basa și obține o lovitură de colț. Un atac ceva mai consistent, mai susținut al celor de la FC-ul Craiova. Au reușit să aducă mai mulți oameni în preajma careului celor de la FCSB. Va executa William Button, un belgian cu un randament bun spre foarte bun la FC-ul Craiova 1948. Un alt belgian, Wikeber, a părăsit formația în această vară, de aceea nu-l găsim nici pe lista rezervelor. Boxează Târnovanu, cere penalti acolo Paramati. Să vedem dacă va fi sesizat din camera VAR Radu Petrescu. Probabil că Paramati a reclamat faptul că pe lângă minge Târnovanu l-a atins și pe el acolo. E acum printre invitații de la Fotbal Club, se numără Ion Crăciunescu. Va avea cu siguranță un verdict în privința acestei faze. Ilie Dumitrescu și Remus Răureanu sunt și ei invitații lui Dan Filotin această seară. Greșește Florinel Coman, aruncare de la margine pentru Craiova, care dă semne de viață în această partidă. Albu insistă, dar pierde până la urmă balonul. Aruncare de la margine pentru FCSB.
dar nu se vor grăbi să repună de la margine, simțind momentul bun al gazdelor. Djokovic, cum spuneam, el este cel care dă mai mult din mâini pe acolo, pe la mijlocul terenului. Și asta e viața de fotbalist. În urmă cu câțiva ani lupta cu FCSB, împotriva celor de la FCSB pentru titlu. Acum este de partea roșialbaștrilor în duelul pentru prima poziție. Asta e obiectivul și în acest sezon, desigur, pentru formația bucureșteană, să câștige titlul. La fel cum în cazul celor de la FC Ucraina 1948, obiectivul este calificarea în play-off-ul campionatului, la fel ca în ediția precedentă. Repune acum masca Renia. Noi îl vedem pe Daua, camerunezul adus, la fel ca și Haruț de la FC Botoșani. Dragoș Albu pentru Paramati. Companiucci încearcă să combine cu Button, care protejează foarte bine. Button în careu pentru Basa, respinge Daua, foarte slab a fost acea pasă. Iar acum Florinel Coman în duel cu Paramati, care știe să cadă. Scoate lovitura liberă, supărat Coman, a încercat să pună corpul, dar e fault, da. Se duce și îl împinge acolo pe fundașul italian. Da, Coman a fost într-un dialog cu arbitrul de rezervă, cu Bogdan Dumitrache, pe seama ceea ce s-a petrecut. Oricum, fluierase centralul Radu Petrescu, el a avut o intervenție promptă. O problemă medicală pentru Darius Solaru. Ar putea să fi lovit la faza cu Button, când a protejat fotbalistul Craiovei. Da, și când roșialbaștrii își doreau o lovitură liberă. Cred că asta transmitere acolo de jos, Darius Solaru. Mâine sunt ultimele două partide ale primei runde din Superliga României. La 18:30 FC Voluntar FC Botoșan, la 21:30 Dinamo Universitatea Craiova. Și într-adevăr, acesta a fost momentul în care s-a accidentat Olaru, sau a fost accidentat Olaru. Da, s-a accidentat singur, nu a fost fault. A protejat corect William Button la această fază. Olaru însă un obișnuit cu accidentările. A avut și capul spart în mai multe meciuri. Dar e indestructibil, pentru că nu a ratat prea multe meciuri în sezonul precedent. Dar acesta este stilul său, destul de combativ, chiar dacă uneori își riscă integritatea corporală. Minge întoarsă de Van Durman pentru Popa, primește Paramati, coboară și Vlad Achim. Achim îi lasă mingea lui Paramati, rămâne la primit Albu. Dar puține variante de a continua, până la urmă se hotărăște să urce Albu, primește Mascarenhas. Mascarenhas, minge care este respinsă de Daua pentru Van Durman, curajos acolo belgianul, primește Chițul, are lângă el pe Basa. Basa, centrarea este prea înaltă pentru coechipierii să-i aflați în careu. Nici o problemă acolo pentru roșialbaștrii. Ultimul duel dintre cele două echipe a avut loc pe terenul Ortenilor, s-a disputat însă la Craiova, noiembrie 2022, 2-0 pentru FCSB, cu goluri marcate de Octavian Popescu și Daua. E ultima reușită în campionat pentru Daua, care a fost extrem de eficient în prima parte, pentru fundaș central, în prima parte a sezonului trecut. Va degaja Ștefan Târnovanu, lung spre Băluță, însă, care are un duel inegal cu Lorenzo Paramati. Olaru acum, o pasă pentru Pantea, cât de bine a prins lui Pantea sezonul petrecut la Hermannstadt, în urmă cu două campionate în care a reușit promovarea cu formația sibiană. Și acum Adrian Șut. Primește Olaru, din nou a încercat să plece Florinel Coman, dar a plecat prea devreme de această dată. Aruncă de la margine Companiucci, reprimește argentinianul, întoarce la Paramati, cum Popa. Vine Van Durman, dar nu vine prea hotărât. Dani Enriquez
încearcă să joace lung în diagonală, câștigă Florinel Coman, care rămâne pe picioare după duelul cu Companiucci. Darius Olaru, Olaru încearcă să accelereze pe lângă Dragoș Albu, continuă Olaru și este faultat, lovitură liberă pentru FCSB, același Olaru. Și probabil îl vom vedea în careul advers pe Daua, apropo și de acel gol marcat împotriva Olteilor în returul sezonului regulat din campionatul precedent. E nevoie de intervenția medicilor. Sunt soluții pentru faza ofensivă pe lista de rezerve a celor de la FC Craiova 1940. O vorbim despre ei pentru că este echipa condusă, trupa lui Florin Drăgan. Printre alții sunt pe bancă atacanții Gibril Ibrahim și Vladislav Blănuță, Blănuță fiind transferat definitiv în această vară, după ce fusese împrumutat, și de asemenea Secusi Dibe, un alt om de atac. Da, până la urmă are o lovitură în coapsă, Darius Olaru, care o simte destul de acut, că își chioapătă ușor. Și încearcă să-și dea seama dacă mai poate continua meciul sau nu. Coman bate lovitura liberă. Coman! Mingea a trimis în fața porții. Fantastic de Haruț. Rămâne însă tabela nemodificată. Acum Djokovic dă la poartă. Scoate Popa. Superb șutul lui Damian Djokovic. Momente fierbinți la poarta lui Popa. Ce minge întoarce. Ieșise. Ieșise dacă ar fi fost gol. Acesta ar fi fost anulat, dar remarcabil acest efort al lui Denis Haruț. Iar aici este execuția lui Djokovic. Ne aducem aminte, marca împotriva celor de la FCSB pentru CFR Cluj un gol minunat cu un șut de la distanță pe Arena Națională în urmă cu câteva sezoane. Superbă însă și intervenția lui Robert Popa, golkeeperul aflat, spuneam și mai devreme, la doar a doua partidă ca titular în campionat din 2023. Primul meci a fost cu FC Argeș pe 14 mai, execută Coman, trece pe Sovinge, șut, Djokovic n-are timp să pregătească o execuție, îi trimite lui Pantea, cedrarea fundașului dreapta, intervine Dani Enriquez, Daua, găsește acolo mingea, șut cu călcâiul și este din nou corner, dar a fost offside la Adrian Șut. Așa cât este posesie pentru formația din Bănie. O primă repriză în care FCSB a fost clar mai bun, a fost offside și la Daua, aici la centrarea lui Pantea. Probabil acolo s-a ridicat fanionul. Hakim acum primește Van Durman. Cred că a avut vreun șut pe poartă pe CEU Craiova până acum. Nu a avut. Da. A fost doar acea execuție a lui William Button peste poartă. Da, fără șut pe spațiul porții. Hakim. Hakim pentru Dani Enriquez. Primește Basa. Întoarce bine, dar... Da, nu pare să aibă cu echipier pe măsură Yasin Basa în această seară. Avansează Hakim, așteaptă la margine Companiucci. Fără vreo idee clară, FCU Craiova, de ce trebuie să facă în momentul în care se află în posesia mingii. Avansează Paramati pentru Companiucci. Vine la primit Button, care scapă mingea de sub control, de posedat cu ușurință de șut. Băluță pentru Florinel Coman. Rămâne de unul singur Florinel Coman acolo și, normal, pierde mingea. 9 goluri s-au marcat până în acest moment, în prima rundă a Superligii. Apropo de goluri, de la o jumătate de oră după miezul nopții, vă așteaptă Andrei Tivirichi la Digigol, împreună cu invitații săi Andrei Cristea și Ionuț Badea. Acum mingea este pasată de Dragoș Albu. Chițu încearcă să intre în combinații. Aurelian Chițu, 12 reușite pentru el în sezonul trecut. Bună preluarea lui Mascarenia. Sunt duel aici cu Miculescu. Trece Mascarenia, să centrare periculoasă. Intervine însă foarte bine
Haruț cu evoluție sigură până în acest moment, fundașul central șutează de la distanță, Albu încearcă să-l învingă pe colegul său de la Național de Tineret, pe Târnovanu, dar nu găsește poarta. Temerar această tentativă a lui Albu, mai ales că a șutat cu stângul. La schimbare, cred, făcea un semn Radu Petrescu. A ieșit Olaru. A ieșit Olaru până la urmă și intră Marco Mejuma. Și-a dat acea lovitură la coapsă pe care a încasat-o. Iată, îl scoate din joc pe capitanul celor de la FCSB. Sau poate e o măsură de precauție a lui Elias Haralambu, ținând cont de cât de important este Olaru în jocul celor de la FCSB. Să vedem însă pe Malcolm Ejuma, rămas la Roși Albaștri, cu toate că la începutul acestei veri, de fapt și la finalul primăverii, se vorbea despre posibilitatea ca el să plece. A existat un interes concret din partea Rapidului, una dintre rivalele celor de la FCSB, pentru transferul lui. Lovitură liberă pentru Gaz de 4 minute suplimentare pentru prima repriză acestui duel de la Târgu Jiu. Avantaj deocamdată confortabil pentru echipa lui Haralambus. Opa! Cominge la margine, care îl găsește pe companiu și ratează preluarea, apoi și faultează, lasă avantaj Radu Petrescu. Primește Pantea. Avansează fără să fie întâmpinat de nimeni, cât spații se dă aici lui Pantea. Preferă însă să întoarcă mingea. Din nou Pantea. Pregătește să centreze. Mingea îl depășește pe Juma, respins companiuci. Șut pentru Radunovic. Din nou șut. Iată, al doilea capitan al echipei. Șut. Interesant, deși pe teren este și Florinel Coman. Șut pentru David Miculescu. Posesie lejeră pentru cei de la FCSB. Deci mai am fața unei echipe care e destul de moale, destul de lentă și insuficient de bine organizată pentru a recupera balonul. Târnovanu trimite direct afară Târnovanu în încercarea de a-l găsi pe David Miculescu, omul care a deschis scorul în minutul 8. Va repune Mascarenhas, jucător care a fost adus pentru a doua parte a sezonului trecut la formația din Bănie. S-a schimbat, vedem, față de începutul sezonului trecut radical, apărarea grupării oltene. A trimis în blocaj Albu, acum Achim. Frânează Achim, cel care a petrecut un an și jumătate la FCSB, a și marcat un gol în campionat pentru Roși Albaștri la puțină vreme după transferul său de la FC Voluntari în vara lui 2016, înscria într-un 1-0 contra celor de la Concordia Chiajna. Pare neputincioasă Craiova, incapabilă să se apropie de poarta lui Târnovanu. Bâșbu e pe aici, pe la mijlocul terenului. Achim scoate la Paramati. Minge care ajunge la Achim. Intrăm în ultimul minut de prelungire al primei părți. Albu. Albu pentru Dani Enriquez. Minge care ajunge la Paramati. Nu o deranjează prea tare pe FCSB aceste pase la mijlocul terenului. Achim nu ajunge la minge, degajează frustrat în tribuna. Dar să sperăm că acea minge nu a lovit pe cineva, pentru că a fost lovită cu multă forță, a fost lovită foarte tare de Vlad Achim. Haralambus stăpân pe situație. Iată-l și pe Mihai Pintilin, lângă el Lucian Filip, Pintilin și Filip, foști colegi de echipă, acum colegi în staful tehnic de la FCSB. Ejuma pasează foarte bine pentru venirea din spatea lui Pantea. Avansează bine fundașul dreapta, Pantea cu mingea pe stângul. Caută poarta, prinde însă Robert Popa, un nou contraatac periculos al formației oaspete. Da, frumos, cu personalitate, a judecat bine faza Pantea. Se termină prima repriză, o primă repriză dominată clar de FCSB, care conduce cu 2-0, care intră foarte bine în meci, cu personalitate, cu inițiativă,
cu agerime, exact ce nu a avut Craiova în prima parte. Spuneam, o echipă moale, fără zvâc, corner acum, iese Târnovanu și prinde, dar s-au apărat cei de la FCSB cu aproape tot efectivul și trebuie să își aștepte cu echipierii să se desfacă. Târnovanu pentru Haruț, a coborât șut, nu este Djokovic, cel care vine la primit, îi trimite lui Pantea, Cordea, combină cu Băluță, o pasă în adâncime, sprintează Cordea, urmărit de Dani Enriquez, care îl deposedează fără prea mult efort, blochează Cordea și îi aruncare de la margine pentru Craiova. Să spunem că Andre Duarte, partenerul lui Dani Enriquez din sezonul trecut din centrul defensivei oltenilor, este acum în Italia, la Regina. Andre Duarte plecat chiar dacă oltenii susțineau că încă mai are contract cu ei. A încercat să depieze Chițu pentru Asamoa. Și acum Radunovici pasează lui Târnovanu. Colegii de la știrile Digi Sport ne informează că la acest duel asistă în mod oficial 11.200 de spectatori, o asistență excelentă. Repetăm informația din prima repriză, probabil cunoscută. Arena din Târgu Jiu are 12.500 de locuri. Radunovici pentru șut. Joacă la margine, dar e o pasă imposibilă pentru Pantea. Cei de la FCSB făcuseră chiar o ofertă la un moment dat pentru Andre Duarte. Ofereau câteva sute de mii de euro. Iată, l-au pierdut gratis, cel puțin deocamdată. Cei de la Craiova, minge care ajunge la Popa, nevoit să degajeze, sare acolo Haruț și câștigă duelul cu Chițu. Pantea pentru Daua. Din nou Pantea, trebuie să coboare Cordea, să-l ajute pentru Pantea, o pasă direct în afara terenului, nu este chiar un început bun de repriză pentru Andrei Cordea, cel care încearcă să-și regăsească forma din startul sezonului precedent. Aici Daua nu are probleme cu Aurelian Chițu, joacă lung camerunezul pentru Malcolm Ejuma și e out pentru Craiova, chiar dacă Haralambus considera că FCSB trebuie să repună mingea de la margine. FCU Craiova 1948 joacă în runda următoare în deplasare contra celor de la Șepși în reeditarea acelei finale pentru play-off din sezonul trecut, meciul pe seama căruia s-a vorbit foarte mult, sau mai bine zis partidele pe seama căruia s-a vorbit foarte mult, pentru că a fost acel meci întrerupt după suspendat după puțină vreme și apoi a avut loc și rejucarea lui după o serie de procese, să spunem, de întâlniri ale Comisiei Discipline și ale Comisiei de Apel din cadrul Federației Române de Fotbal. Repune acum de la margine Alexandru Pantea. În sezonul trecut a avut de dus o luptă pentru titularizare cu Dejan Sorescu. Sorescu însă s-a întors la Rakov, la campioana Poloniei, după împrumut, a și jucat în cursul săptămânii acesteia în preliminarele Champions League pentru Rakov. Galben pentru Ejuma. Iată Radu Petrescu avertismentul pentru proteste. Da, pentru proteste până la urmă. Sau aici, nu, aici s-a dus, era aici frustrat, Ejuma faultează, poate fi considerat un fault de joc, dar l-a simțit nervos Radu Petrescu și îl temperează pe Ejuma cu acest cartonaș galben. Minge respinsă de Djokovic în afara terenului, început de repriza a doua cu Craiova instalată în jumătatea de teren a celor de la FCSB. 10 minute și jumătate trecute din repriza secundă, încearcă să revină în meci, încearcă să reducă pentru început din diferență echipa pregătită de Florin Drăgan. În sezonul trecut, în finalul sezonului trecut la Oltenii era, vă aduce aminte, Nicolo Napoli, însă acesta n-a prelungit înțelegerea centrală lui Companiucci și scoate Târnovanu. Chițu
ocazie mare, Daua recuperează și trimite în afara terenului. Târnovanu cu o intervenție, aș zice, pe măsura celei pe care a avut-o prima repriză Robert Popa la acel șut al lui Djokovic de la distanță. Fantastică intervenție, fantastică, e o minge teribil de grea. Are alonjă însă, Târnovanu și asta l-ajută. Mascarenia, Sasamoah, nu reușește să se strecoare, iar acum Cordea. A ajuns din urmă de Mascarenhas, care îl faultează și abia aștept să văd reluarea la lovitura de cap a lui Chițu. Ce intervenție, iată, centrarea lui Companiucci, perfectă, peste Daua, minge cu pământul, salvează Târnovanu. E adevărat, reluarea mai atenuează din viteza fazei. Îmi aduc aminte că Târnovanu, pe lângă eroarea pe care a avut-o în partida decisivă, până la urmă în lupta pentru titlu, cu farul, eroarea de la golul prim al formației lui Giga Hagi, de la primul gol al formației lui Giga Hagi, la înaintea golului de 2-2 al lui Băluță, a avut o intervenție senzațională. Atunci când a respins în lateral, acum Ejuma scoate bine balonul acolo pentru demarajul lui Băluță. Băluță se uită după Niculescu, nu, după Cordea, pasează până la urmă pentru Pantea și din contraatac asistăm la un atac pozițional al formației oaspete. Acum Cordea se întoarce repede cu fața spre poarta adversă, îi pasează lui Damian Djokovic, centrarea croatului pe Ejuma! Pe centrul porții, dintr-o poziție excelentă, Malcolm Ejuma, centrarul lui Djokovic, a fost una fel de bună, precum cea de mai devreme a lui Companiucci, a recuperat șut, Băluță, n-a putut să paseze unui coleg. Companiucci joacă din prima cu Asamoah, în dificultate, dar reușește să rămână la minge, cam tare, da, această pasă. La centrarea lui Djokovic, o privire scurtă aruncată în care și o centrare pe poziție viitoare pentru Malcolm Ejuma. Aruncă de la margine Pantea. Djokovic primește Radunovic, din nou Djokovic încearcă să mute jocul pentru Ejuma, ratează intervenția Mascarenhas. Primește acolo un șut din întoarcerea lui Cordea, pe deasupra porții, șut puternic, dar nu găsește cadrul porții lui Popa. Ocazie importantă din nou pentru FCSB, care iarăși a făcut pasul în față, iarăși este echipa mai periculoasă. Lucru care se întâmplă după ocazia mare a lui Aurelian Chițu, sau altfel zis, după intervenția formidabil al lui Târnovanu. Acum șansă de gol pentru Cordea, centrează pentru Ejuma, gol! 3-0 pentru FCSB, combinație perfectă a roșialbaștrilor. Cordea fructifică pasă, Ejuma fructifică pasa lui Cordea și iată cum Ejuma intrat pe parcursul acestui joc, își trece numele pe lista marcatorilor, iar Cordea a intrat și el din startul reprizei secunde, are dreptul lui un asist. Da, cum spuneam în prima repriză, că lui Olaru îi convine acum că e Djokovic pe teren lângă șut. Djokovic, un mijlocaș care acoperă o mare zonă de teren. Iată-l pe șut, reușind să intercepteze balonul. Miculescu cu o centrare perfectă și Ejuma, care simte foarte bine acolo. Aduce acest plus la finalizare Ejuma. Și la fel, el e mijlocaș cu libertate de mișcare, că pentru că dacă iei pe Djokovic și pe șut în fața apărării, ai o linie de mijloc echilibrată. Ejuma, o ocazie și un gol într-un sfert de oră, după pauză. Parcă ne transmitea, arătând locul unde probabil poartă ceasul, parcă ne arăta cât timp a petrecut pe teren și de cât a avut nevoie pentru a înscrie. Malcolm Ejuma, un fotbalist cu calități speciale, spunea într-un interviu, dacă mă înșel, pentru Gazda Sporturilor,
după ce era desemnat jucătorul lunii la un moment dat în sezonul trecut, că nici colegii nu înțeleg cum poate marca atât de mult aici. Barton întoarce mingea pe direcția de alergare a lui Risto Radunovic. Acesta a fost norocul muntenegranului. Mai bine de o jumătate de oră, de o jumătate de oră până la finalul înfruntării. După meci, vă reamintim, Fotbal Club Dan Filotin are invitați pe Ion Crăciunescu, Dintrescu și Remus Răbuneanu, iar la jumătate de oră după miezul nopții aveți Digi Gol cu Andrei Tibirichi, Andrei Cristea și Ionuț Vadea. Da, și vedem pe jumătate vârf, totuși Băluță s-a retras pe o poziție de Inter la mijlocul terenului. Primește acum Vlad Achim. Achim pentru Asamoah. Încearcă o lansare pentru Button. Și va fi aruncare de la margine. A ținut mingea în joc Button, dar nu a putut face mai mult. A evitat doar autul de poartă. Pot urca în pressing cei de la FCU Craiova. Aruncă de la margine Radunovic pentru Miculescu. Ejuma încearcă pe spate, balonul recuperat de Dragoș Albu. Din nou Albu. Da, iată debut rău de sezon pentru FCU Craiova, care pare o umbră a echipei din sezonul precedent. O formație fără prea multe mijloace. E adevărat, jocul se poate schimba cu Bausa pe teren, dar rămân mari probleme de organizare la echipa olteană. Cordea. Miculescu a intrat la interior, primește Radunovic, Djokovic. Frumoasă combinația cu Cordea, Djokovic, șut. Iar acum Daua, din nou Djokovic. Șut pentru Băluță. Damian Djokovic, Miculescu. Iată o posesie prelungită, la 3-0, îți permiți. Nu te mai grăbește nimeni, Djokovic mută jocul la Pantea. Parcă ar fi la antrenament, la un joc de posesie cei de la FCSB. Șut recuperează din nou, tot el a recuperat la faza golului de 3-0. A fost căutat aici Juma. A reclamat că n-a putut demara din cauza faptului că a fost ținut de companiuci, dar nu s-a petrecut nimic de reglamentare în opinia centralului Radu Petrescu. Achim este faultat aici. Radu Petrescu, centralul acestui meci, e arbitru din 2002 și arbitru FIFA din 2012. Secu Sidibe intră în locul lui William Button. Sidibe, om adus, poate vă aduceți aminte de Adrian Mutu, sau oricum, în momentul în care Adrian Mutu era antrenor la FCU Craiova 1948. La momentul respectiv era considerat starul campaniei de transferuri, venea din campionatul Olandei. Un jucător cu calități deosebite, dar care nu a confirmat pe deplin. Un William Button extrem de furios, nu cred că din cauza înlocuirii, cât din cauza scorului. Da, probabil. La neputinței. Avansează Paramati. Achim împinge balonul, dar intervine Haruț, iese foarte bine de acolo din centrul apărării, aruncă de la margine Companiuci, Asamoah, Sidibe. Sidibe își pregătește centrarea pe jos, respinge fără probleme Haruț. Florin Dăgan, antrenorul principal din acest moment, al celor de la FCU Craiova 1948, spunea înaintea partidei că echipa sa va întâlni cea mai bună echipă de la noi, adică din campionatul nostru. O punea pe FCSB deasupra campioanei Farul. Cine știe, poate a ținut cont și de transferuri și de alte elemente când a făcut evaluarea. Achim acum, cu o pasă pentru Asamoah, vine din spate Băluță pentru a-l deposeda. Asamoah și acum Companiuci. Argentinianul îi trimite lui Vlad Achim. Achim pentru pasa,
a apărut în partea stângă Mascarenhas, Vasa are alte planuri. Rămâne însă în afara careului Yasin Vasa, trece până la urmă de Adrian Șur, centrare periculoasă! Și Daua blochează șutul lui Chițu. Stă bine în marcaj, fundașul camerunez. E adevărat, era greu pentru Chițu să-l bată pe Târnovanu de acolo. Era trecut de prima bară destul de mult. Corner însă pentru FCU Craiova. Va executa Mascarenhas. Un fundaș care l-a scos din echipă pe Uigeber, plecat de la FCU. Acum centrarea lui Mascarenhas, greșește Târnovanu. A cerut un fault în atac și șutul lui Achim trece mult peste. Îl ceartă pe Radu Petrescu. Mai are de lucrat totuși la ieșiri și în prima repriză, ne aducem aminte, a ratat o intervenție. Și ne aducem aminte de acel moment din farul FCSB. Golul marcat de Mateu Santos după centrarea lui Borza. Dar e tânăr Târnovanu și are un potențial uriaș. Pe lângă asta, o capacitate de a respinge baloanele remarcabile în anumite momente. Niște reflexe extraordinare. Pasează Radunovici pentru Miculescu. Îi trimite lui Giuma, care câștigă acolo duelul cu Dani Enriquez. Cordea, Cordea încearcă să ceașeze mingea pe stângul. Se uită spre Radu Petrescu, încercând să obțină un penalti din spate. A apărut Djokovic, pasă pentru Giuma, care a încercat o pasă deosebită, dar nu a ieșit. A ieșit invers decât voia Malcolm Giuma. Asamoah, că rămâne la minge, îl pierde pe drum pe șut. Asamoah, în adâncime pentru CDB, Daua și e doar out de poartă. Descoperă noua aplicație Casa. Mai rapid, mai simplu, mai multă distracție pentru tine. Descarcă aplicația. Revedem al treilea gol marcat de FCSB la Târgu Jiu contra celor de la FCU Craiova 1948. Opera lui Ejuma, după ce marcaseră și Miculescu și Frenel Coman pentru echipa lui Elias Haralambus. De mâine, adică de luni, trei turnee feminine de tenis în direct pe canalele Digi Sport. Turneul WTA de la Iași, turneul de la Budapesta și turneul de la Palermo. Sperăm să vedem și performanțe ale jucătoarelor românce în aceste întreceri. I-a dat un cartonaș galben lui Companiucci sau Paramati, care trage de tricou pe Miculescu. Mai voie totul să face așa ceva. Da. I-a cerut Radu Petrescu să se îndepărteze. S-a băcat dus mâna la buzunar centralul partidei. Și încă două schimbări, dacă văd eu bine, la formația oaspete. Una a fost deja efectuată. Miculescu, jucătorul schimbat. A fost însă schimbare. Am crezut că a fost schimbare și la formația care asta. A intrat și Valentin Gheorghe. Iată, în locul lui Miculescu și probabil Crețu. Mai așteptăm puțin. Era Valentin Gheorghe cel care se deplasa în banda stângă. A intrat Ovidiu Popescu. La mijlocul terenului Djokovic a rămas. A rămas și șut. Băluță iese. Oricum trecuse într-un rol de Inter, Băluță. Teoretic a ieșit un atacant și a intrat un mijlocaș. Practic a ieșit un om care juca în linia de mijloc pentru a-i lăsa locul unui alt fotbalist care evoluează în linia mediană. Să remarcăm revenirea lui Valentin Gheorghe, de care pomeneai și tu, Ionuț, ceva mai devreme. În cursul la primele prize, Valentin Gheorghe a fost împrumutat în ultimul sezon la o echipă din Turcia, la Umraniyespor. Acolo, la început, i-a mers bine, mai târziu nu. Și
Iată-l revenit la formația de care aparține. Și un jucător cu potențial, un fotbalist care a avut evoluții bune în sezonul de dinainte de promut. Da, era o rezervă care reușea să apară și pe tabelă, reușea să marcheze, făcea lucruri Vadi Gheorghe, ales însă să plece, cum Paramati elibera Samoah. Bună preluare, reușește să treacă din nou o centrare în care mingea a respins acolo de Daua, prelungește Radunovici până la Ovidiu Popescu. Cordea, o minge care ajunge la Vadi Gheorghe. Pleacă foarte bine Pantea în partea dreaptă. Preluare excelentă a lui Pantea, care poate câștiga acel spațiu. Se repliază Samoah. Acum Cordea rămâne fără soluții, nevoie să paseze înapoi. Basa câștigă acolo duelul, îi trimite lui Aurelian Chițu, atac bun al Craiovei, Chițu pentru Yasin Basa, pasa este un pic în spate, Basa pentru Chițu, Chițu cade de lângă Pantea, de lângă Djokovic și dă penalti până la urmă Radu Petrescu. Abil aici Aurelian Chițu, obține lovitura de la 11 metri. Are posibilitatea de a reduce din diferență formația lui Florin Drăgan. Încearcă să-l convingă Chițu pe Djokovic că a faultat. Hai să vedem și din acest unghi. L-a călcat. Da, este contact acolo. L-a călcat pe vârful ghetei, iată. Dar îi dă oricum, îi dă peste piciorul drept, da, Djokovic, da, da, lui Aurelian Chițu. E o decizie logică, o decizie firească a lui Radu Petrescu. Este penalti pentru formația gazdă și hai să vedem cum va arăta finalul meciului după acest penalti. Un penalti acordat nu este automat și mult transformat, da? Hai să avem răbdare cu toții. Au avut două penaltiuri ratate în această etapă, la Galați și la Ploiești. Cizotti și Budescu, oamenii care au ratat. Dacă transformă CDB, Craiova mai poate spera la ceva. S-au văzut atâtea în fotbal, oricum cât de ușor a fost surprinsă FCSB după o acțiune la care Cordea era la un moment dat înconjurat de 4 jucători sau chiar 5 ai celor de la FCU Craiova și totuși a ieșit un contraatac în care la un moment dat erau 3 contra 3 cei de la FCU cu cei de la 3 contra 2, pardon, cei de la FCU cu cei de la FCSB. Să vedem pe Siribe care bate foarte repede. Ce execuție rapidă a lui Siribe, îl învinge pe Târnovanu. Minutul 74, FCU Craiova, FCSB 1-3. Golul rămâne minutul 74, chiar dacă am trecut în minutul 75 al înfruntării și iată cum se eliberează de tot felul de probleme apărute în timpul meciului. Jucătorii celor două echipe au răbufnit după acest moment și să vedem dacă Radu Petrescu va acorda cartonașe galbene după acest conflict apărut după penaltiul transformat de Secu Sibibe. Dragoș Albu e cel mai vehement. Da, poate fi potolit Albu, ar trebui să vadă cartonașul galben. Da, cu șut cred că avea ce avea. Bine și invers, că am văzut și reacția jucătorului de la FCSB. Galben pentru Dragoș Albu. Galben pentru Risto Radunovici. Da, deci, cu Radunovici avea ceva, șut doar era implicat pentru a-i potoli. Și a forțat un pic norocul de jucătorul Craiovei. Ce contează însă este că e 1-3 în acest moment. Radunovici nu e de acord cu galbenul pe care tocmai l-a încasat. Ce execuție a lui CDP, iată, o nouă manieră de a executa penaltiul, a stat în preajma mingii, s-a făcut că se retrage, însă pentru a pleca repede spre minge, iată ce înseamnă să ai reacție, să ai spre lungiri, e extrem de interesant. Iată, un alt jucător, precum Juma, care intră pe parcurs și reușește să marcheze. Este pauză de hidratare pe
arena din Târgu Jiu pe stadionul care a costat aproape 30 de milioane, a costat peste 30 de milioane de euro. Inaugurat în 25 octombrie 2019 cu o partidă jucată între Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Cluj. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport găsiți, ca de obicei, foarte multe lucruri interesante. Aflați care sunt cele 5 transferuri anunțate de Dinamo, de asemenea felul în care și-a exprimat opinia clubului Adrian Michitelu în Războiul Stelelor. Și aflați și cine este prima echipă care îl vrea pe Harry Maguire după ce Manchester United l-a pus pe lista de transferuri. A fost și o pauză de hidratare între timp. Un moment de respiro înainte de asaltul final. S-a reluat jocul cu posesie pentru FCSB. O minge pentru Haruț. Bun pressing-ul declanșat de cei de la FCU Craiova. Degajează Târnovanu. Minge interceptat acolo de Dragoș Albu, dar balonul ajunge la Pantea. Da, odată cu Asamoah, odată cu CDB, pe teren FCU Craiova are jucători cu jucători mai rapizi, capabili să facă pressing. Aici un fault în atac, consideră Radu Petrescu, la duelul dintre Cordea și Mascarenhas. Paramati pentru Companiucci. În centru a rămas Vlad Achim. Achim pasă pentru Albu, bună preluare, aceea că o minge în adâncime. Cât de departe era CDB, care aștepta undeva lipit de tușă. De aceea e de neînțeles pasa pe care a încercat-o Albu. Iată-l pe Valentin Gheorghe, fotbalistul care a fost lansat în fotbalul mare de Astra Giurgiu și care apoi a făcut pasul către FCSB. O poveste asemănătoare cu cea lui Risto Radunović, dacă ne referim la fotbaliștii aflați în momentul ăsta la formația roșialbastră. Iată un cadru care ne arată cum stau așezați jucătorii celor două echipe la degajarea lui Târnovanu. Repunere pentru gazde, Companiucci este acolo. Paramati pentru Dani Enriquez. Coboară Basa la mijlocul terenului, întâmpinat de Cordea. Basa, a apărut și Asamoah în lung de linie. Nevoie să se întoarcă cu această minge pentru Dani Enriquez. Tot acolo încearcă FCU Craiova. Asamoah, întâmpinat de Ovidiu Popescu. Primește Basa. Basa trece frumos pe tușă, continuă Yasin Basa, încă un dribling, nu trece de Pantea, care reușește să-l deposedeze, dar plecase Juma, greșește Pantea. Albu acum scoate la margine pentru CDB. CDB încearcă și el de unul singur, nu trece nici el de Radunović. Oh, ce pas acolo aproape de intercepție CDB, e Juma, încearcă o diagonală. O minge pe care urmărește Cordea, ajunge la acest balon, Dani Enriquez lângă el, Cordea reușește să treacă. Cordea în care o apare Ejuma, retrimite, a încercat să retrimită în fața porții. Ejuma rămâne la minge. Ejuma în care, dar balonul ajunge la Enriquez. Iar acum Asamoah, cel care a dus în mod clar un plus în jocul oltenilor în partea secundă. Acesta-i trimite lui Basa. N-a fost una dintre cele mai bune partide ale lui Yasin Basa. Iată-l aici combinând cu Chițu. În partea dreaptă este Secu CDB, marcatorul golului din penalti. Chițu îl driblează acolo pe Ovidiu Popescu. Popescu reușește să-l blocheze. Achim către Basa. În careu este CDB, iar aproape de el, iar în centrul careului se află Chițu. Este faultat Risto Radunović, lovitură liberă pentru oaspeți. 10 minute plus prelungire până la finalul partidei. Avantaj confortabil pentru echipa lui Elias Haralambos. Iese Albu de pe teren și intră Pop, cel care a revenit după un împrumut la Mioveni.
Și curând cred că îl vom vedea pe teren și pe Jibril Ibrahim. Cred că el era dezechipat acolo la marginea terenului. Un atacant, iată, lângă Florin Trăgan. Și într-adevăr este Jibril Ibrahim, cel care a fost adus de Olten, la fel ca și Vladislav Blănuță, imediat după plecarea lui Andrea Companio la FCSB. Pasează șut pentru Ejuma și acum minge este la Acorde. Acorde a urmărit acolo de Pop. Ejuma cu o pasă bună pentru Valentin Gheorghe. Vine lansat Risto Radunovic. Valentin Gheorghe nu are răbdare. Îi trimite lui Ovidiu Popescu, cel care scoate o repunere de la margine. Schimbare. Face semn Radu Petrescu. Iese de pe teren Basa. Interesant. Să vedem dacă vor fi doi atacanți pe teren, acest Ibrahim și Chițu. Aș miza pe o formulă cu Chițu în bandă. Da, s-a văzut la faza de mai devreme că se muia să iasă în Basa. Nu a mai avut blagă să treacă de Risto Radunovic. Iată pe Radunovic cu o pasă pentru Djokovic. Centrarea lui Djokovic destul de bună, a respins Mascarenhas. Șut. Primește Cordea. Din nou șut. Presat acolo de Asamoah și Mascarenhas câștigă posesia pentru FCU Craiova. Însă iarăși este o perioadă în care atacă, e mai insistentă formația oaspete, chiar dacă are un avantaj de două goluri. Ține mingea departe de propria jumătate, trupa pregătită de Elias Saralambus. Ovidiu Popescu aproape de recuperare, pune piciorul și a doua oară, însă ultimul cuvânt l-a avut Achim, trimite direct afară Ibrahim, dar este out pentru formația gazdă. Iată-l pe Haralambus, la al doilea sezon la FCSB. Până la urmă, Ibrahim, Jibril Ibrahim joacă acolo în banda stângă și Chițu rămâne în centrul atacului. S-au dus vremurile când se juca fotbal cu doi atacanți, foarte rar. Nu este folosit un astfel de sistem și de obicei în regim de criză, în regim de urgență. Julian Alvarez și Erling Haaland la Manchester City din când în când. Mai sunt sigur și alte exemple. Primește acum Paramati. Dani Enriquez. Lăsat aici să avanseze. Primește Mascarenhas. Combină cu Ibrahim. Din nou Mascarenhas. Până la urmă FCU a prins acel contraatac în care a vestit-o descoperită pe FCSB, cu dată inexplicabil cum au fost atât de ușor depășiți și din linia de mijloc. În rest însă s-a chinuit tot meciul pe atac pozițional, cum o face și acum. Avansează Vlad Pop, scoate la margine pentru Companiucci. Primește acum Asamoah. Așteaptă Mascarenhas în stânga. Primește brazilianul Mascarenhas. Achim, un atac destul de lung. Asamoah blocat acolo de Cordea, doar aruncare de la margine. 5 minute plus prelungirile din această partidă. Forțează echipa gazdă, încearcă să marcheze acel gol care să îi dea speranțe pentru finalul partidei. Asamoah, unul dintre cei mai buni jucători gazdelor, pentru Mascarenhas, mai departe la Jibril Ibrahim, care este însă blocat cu ușurință. Greșeala lui Ovidiu Popescu. Nu, mingea ajunge până la un coleg, la Valentin Gheorghe, care largă într-un ritm bun. E un jucător de viteză, Valentin Gheorghe, și-a prelungit prea mult mingea, este blocat de Dani Enriquez. Apoi a fost ajutat Enriquez și de Vlad Pop. Primește acum Asamoah, care joacă la margine cu Sidibe. Sidibe în centru pentru Chițu.
reușește să protejeze, se desprinde acolo, îi trimite lui Asamoah, șutul lui Asamoah, prinde Târnovanu. Frumos șut, chiar dacă nu duce la o ocazie veritabilă pentru echipa din Bănie. Spuneam ceva mai devreme că în runda următoare FCU Craiova 1948 joacă pe teren în deplasare cu Șepșii, apoi are meci acasă cu Universitatea Cluj, o altă deplasare la Botoșani și un meci cu Voluntariul, echipă pe care a întâlnit-o în primul baraj, barajul din play-out pentru locul european. Acel meci, aș zice, fabulos, pentru că a fost 3-0, apoi 3-3 și s-a ajuns până la lovitură de repartajare. Pentru FCSB, weekendul următor este duelul cu Dinamo, apoi are meci în deplasare cu CSKA 1948 Sofia, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, între partidele cu formația din Bulgaria. O înfruntare cu trupa lui Dorinel Munteanu cu Oțelul, meciul va avea loc la Galați. Minutul 88, aici repunere pentru formația oaspete. După meci, vă reamintim, este Fotbal Club cu Dan Filotti și invitații săi, veți putea urmări interviul în direct de la Târgu Jiu. Da, un program destul de bun în următoarele două etape pentru FCSB. Aceasta era, teoretic, o deplasare dificilă. Urmează să întâlnească două nou promovate care nu s-au întărit prea mult, ambele cu probleme financiare. Asamoah cu o pasă pentru Sidi B, fantastic, această pasă apare Daoua și reușește să respingă în corner. Nemaipomenită intervenția lui Daoua, dar Sidi B s-a mișcat foarte greu, remarcabilă însă pasa lui Asamoah. Senzațională pasă, senzațional Daoua, pentru că blochează execuția lui Secu Sidi B, aproape de dublă. Fotbalistul din atacul oltenilor acum execută Mascarenhas, o centrare la care Târnovanu ratează intervenția șutului Dani Enriquez, încă un șut al lui Achim în blocajul de Ovidiu Popescu, încă un corner pentru gazde și iată cum se aprinde cu adevărat finalul meciului. Da, face bine să stea pe linia porții Târnovanu, să mai caute să iasă. Mascarenhas din nou la colțul terenului. Vine cu centrarea din nou spre exterior și este un fault în atac, un joc periculos, cred, a dat acolo Radu Petrescu. Ia să vedem această pasă, într-adevăr, foarte bun timingul. Da, și Daoua cu această intervenție curată. Dacă reușea să înscrie Sidi B, începeau emoțiile pentru cei de la FCSB. Iată-l pe Daoua, evită faultul pentru că se putea întâmpla și asta. Dacă exista un contact între cei doi, se putea ajunge la o lovitură de la 11 metri și apoi blochează șutul Ciuma, combina acum cu Cordea. Cei doi au produs printr-o combinație golul 3 al oaspeților. Din nou Malcolm Ciuma încearcă pătrunderea. Balonul este recuperat de Pop, care îi trimite lui Companiucci mai departe către Secu Sidi B. Sidi B și Asamoah au arătat în această partidă că merită mai mult în rundele următoare. Astăzi au fost rezerve, poate îi vedem ca titulari de la meciul cu Șepșii, cine știe. 6 minute suplimentare pentru partea secundă acestei înfruntări. Mascarenhas, întâmpinat acolo de Cordea, întoarce la Asamoah. Primește Dani Enriquez. Paramati, mai departe, la Companiucci, lasă mingea lui Sidi B. Sidi B, nu vine însă nimeni, l-a primit, nu se înțelege cu Companiucci. Totuși mingea rămâne în joc. Achim cu o pasă pentru Pop. Pop reușește să treacă, din nou Pop.
cercat să-i paseze lui Chițu, dar a rezolvat șut. Vali Gheorghe încearcă de unul singur acum, nu reușește și rămâne posesie pentru Craiova. Dacă vă întrebați de ce sunt atât de multe minute suplimentare pentru partea secundă, explicația este simplă. Arbitrii au primit această indicație să contabilizeze toate întreruperile de joc pentru a exista cât mai multe minute de joc efectiv. Aici CDB a avut un contact cu Haruț, însă nu atât de tare precum a reclamat jucătorul oaspeților în opinia lui CDB. Este posesie pentru formația din Bănie. Iată faza în care s-a ciocnit acolo Pop de Haruț. Recuperează oaspeții, pasează la Dunović pentru Ovidiu Popescu și acum șut, încearcă o lansare, însă cortea e al doilea la minge aici. Primul e Dani Enriquez. Da, au preferat să se apere cei de la FCSB în ultimele minute. Și au făcut-o destul de bine. Acum o nouă lansare pentru CDB, care ajunge la minge, urmărit de Radunović, aruncare de la margine. CDB se grăbește, îi trimite lui Companiucci. Centrarea acestuia pe colțul lung, respinge Pantea și Cordea degajează la întâmplare pentru a mai câștiga timp. Chiar dacă a intrat la pauză Cordea pe teren în locul lui Florinel Coman, a făcut ceva curse până în momentul ăsta. Probabil nici el nu mai este proaspăt în acest moment al jocului. Încă 3 minute din prelungirile părții secunde. Încă este la Cipril Ibrahim, care reușește cumva să-i trimită lui Asamoa, blochează șute, Ciuma ține mingea în teren, șut, trece spectaculos Dani Enriquez, vine acolo Achim acum, omul care i-are ca idol pe Zidane și Modric, îi pasează lui Vlad Pop. CDB acum va încerca să-și așeze mingea pe stângul, asta am crezut că va face, însă recuperează Risto Radunović. Radunović încearcă să-i trimită lui Vali Gheorghe, foarte frumos Companiucci, dar atinge balonul cu mâna. Intră și Alexandru. În locul lui Djokovic, Mihai Alexandru a fost coleg în sezonul trecut la CS Mioveni cu Vlad Pop, adversarul de astăzi. Și el aflat ca și Pop sub formă de împrumut la echipa argeșeană. Iată momentul în care pune brațul stâng pe minge. Companiucci a văzut foarte bine faza de mai devreme, Radu Petrescu. Iată pe Alexandru, internațional de tineret, mijlocaș central de meserie, dar care la nevoie poate evolua și în centrul defensivei. Greșește Radunović, a stat bine la pândă acolo Vlad Achim, care încearcă să găsească o continuare bună, această pasă pentru Ibrahim, care nu poate prelua și este lovitură de colț. Da, și-au arătat limitele tehnice atât CDB cât și Ibrahim în situații foarte, foarte bune. O preluare bună l-ar fi lăsat singur cu Târnovanu pe Ibrahim. Corner, încă un corner, dar e cam târziu pentru FCU Craiova. Intrăm în al 6-lea minut de prelungire, centrarea lui Mascarenhas. De această dată e o minge ușoară pentru Târnovanu. A căzut rău. Da, a aterizat rău, s-a văzut cum s-a struncinat. Da, s-a mișcat piciorul, de fapt unul dintre picioare, cred că stângul, după ce a aterizat. Încă 40 de secunde din acest meci, vă reamintim, în runda viitoare, FCU Craiova 1948 joacă la Sfântul Gheorghe cu Șep și în vreme ce FCSB are duelul derby cu Dinamo, recuperează aici Pantea, cu o pasă pentru Ejuma, care nu e atent, Achim recuperează, mingea este la CDB, mutat în partea stângă, Achim deposedat și este out pentru gazde, s-ar putea să fie ultima fază acestei partide. Asamoah pentru Pop. Reprimește Asamoah. Se uită pentru o pasă lungă. Respinge Daua.
Mascarenia, să se uită și Radu Petrescu la ceas, dar se pare că va mai lăsa un minut peste cele 6 arătate inițial. Avansează și Paramati fără să aibă variante, își ceartă și cu echipierii că nu i-au ieșit la primit. Asamoah nevoie să paseze înapoi Vladachim și se termină partida, victorie pentru FCSB la Târgu Jiu împotriva lui FCU, o victorie clară cu 3-1, un start bun de campionat. Urmează meciul cu Dinamo în etapa viitoare, până atunci însă avem reacții la Fotbal Club, vă așteaptă Dan Filoti alături de invitații săi. Mi-a fost George Dobre și Ionuț Angheluță, la revedere! Ușor accidentat, acolo, mă rog, ca măsură de precauție. Acum iese și Florinel Coman, atenție la acest duel. Se prăbușește Băluță, ar trebui să fie. Nu Cordea, chiar noul intrat Cordea, cade de lângă Mascarenhas. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Nu s-a împiedicat. S-a împiedicat de... a încercat să schimbe direcția, s-a împiedicat de piciorul lui Mascarenhas. Nu i-a făcut nimic brazilianul, dar a căzut rău. În fine, așadar, Cordea în locul lui Coman, era Asamoah. Să vedem pe cine a schimbat. Pe Van Durman. Pe Van Durman. Asta însemnând că unul dintre mijlocașii centrale celor de la FCU Craiova 1948 va face pasul în față, sau cine știe, poate chiar Asamoah, din ceea ce vedem în acest cadru, este cel care joacă aproape de Aurelian Ghițu Ejuma. Și el o noutate față de formula de start, pentru că Ejuma a intrat în prima repriză în locul Iolaru, care s-a accidentat. Încă o dată echipele, FCU Craiova 1948, cu Popa, Companiucci, Paramati, Daniel Ichez, Mascarenhas, Albu, Achim, Bată, Asamoah, Basa și Chițu, iar oaspeții de la FCSB cu Târnovanu, Pantea, Daua, Haruță, Radunovice, Jumașut, Djokovic, Băruță, Niculescu și Cordea. De la Djokovic pentru Pantea, Cordea. Cordea pentru Malcolm Ejuma, încercat să-i retrimită lui Cordea, s-au pus Dani Enriquez, iar acum Achim, presat de Ejuma, joacă înapoi cu Paramati. Niciun șut pe poartă nu a avut FCU Craiova în prima repriză, de altfel raportul șuturilor pe poartă a fost de 6-0. A fost foarte eficientă FCSB, un singur șut a primit pe lângă poarta lui Popa. Acum Achim. Craiova a încercat să aibă inițiativa pe final de primă repriză, dar s-a împotmolit aici, la mijlocul terenului. Nu a reușit să ajungă la poarta apărată de Târnovanu. Poate face acum cu Companiucci, o pasă pentru Button. Apare Haruț, care reușește să-l oprească pe belgian. Joacă pentru Miculescu, protejează David Miculescu, pasează înapoi la șut. De la acesta mai departe pentru Pantea, cel care a irosit ultima ocazie a primei reprize. Din nou Pantea avansează, îi trimite lui Cordea. Cordea încearcă să-și deschidă unghiul. Cordea rămâne la minge, vrea prea mult și este oprit de Dani Enriquez, poate singurul remarcat din tabăra Craiovei. Iar acum Asamoah, jucător născut în Ghana, dar care joacă pentru Togo, pasează Companiucci, aflat la debutul oficial la FCU Craiova 1948. Vă reamintim, un jucător venit din prima ligă argentiniană. Au făcut câteva transferuri interesante cei de la FCU Craiova 1948. Mai este un fundaș central printre rezerve, este vorba de Amar Kvakic, dar și mai sunt și alți jucători care nu au prins foaia de joc pentru această înfruntare. Printre ei un fundaș trecut pe la Basel, care a jucat 2 ani, a fost 2 ani la formația elvețiană FC Basel. Lasă Bată, bine mingea pentru Companiucci, centrare periculoasă pentru Basa. Mingea ajunge la Mascarenhas, centrarea fundașului este respinsă de Adrian Schutt. A recuperat Paramati, dar a pierdut ușor balonul. Se complică Ejuma și este depozitat de Achim. Mascarenhas centrează.
pentru Chițu, prea departe mingea de atacantul Craiovei, care nu prea a avut mingi în prima repriză, izolat acolo între Daua și Haruț. Djokovic pentru Daua, primește acum Pantea. Pantea de voit să joace lung pentru că a rămas fără variante și oferă această minge celor de la FCU Craiova. Vedem că Miculescu îi ține locul în banda stângă lui Fornel Coman. Pe foaia de joc apărea ca atacant central David Miculescu. A jucat până în startul reprizei secunde ca mijlocaș dreapta și acum este mijlocaș stânga în partea secunda înfruntării. După ieșirea lui Coman, Asamoah trece spectaculos de șut, avansează frumos Samuel Asamoah, pasă pentru Aurelian Chițu, mai departe acesta a încercat pentru Basa, din nou Chițu, talonat acolo de Daua. Chițu păstrează control asupra mingii, nevoit să întoarcă pentru Mascarenhas și acum Basa, de la el se așteaptă mereu inventarea unei pase pentru colegii săi, trimite lui Asamoah, șut pe lângă poartă, este minge deviată și va fi corner pentru Olteni. Da, în fine, apare pericolul la poarta apărată de